Căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt și locrotea, și ascultându-l făcea cu drag. Din Evanghelia Sărbătorii de astăzi, de la Marcu, capitolul 6, versetul 20. Preacuvioși și preacujernici părinți, și iubiți frați și surori, Sfânta Evanghelie a Sărbătorii de astăzi ne pune în față două personaje totalmente contradictorii. Este vorba de Irod, un rege desfrânat, slab și vicios. Iar pe de cealaltă parte, de Sfântul Ioan Botezătorul, un proroc sfânt, puternic și mărturisitor. Câteva cuvinte despre fiecare. Irod Antipa era fiul lui Irod cel Mare. Și am zis că, pe de o parte, îl admira pe Sfântul Ioan, pe de altă parte era un slab, un om desfrânat. O luase de soție pe nevasta fratelui său Filip. Și rânduiala, morală, a Vechiului Testament, cu atât mai puțin a Noului Testament, nu îngăduia lucrul acesta. Și Sfântul Ioan Botezătorul, în nenumărate rânduri, i-a spus, nu-ți este îngăduit să o ții pe femeia fratelui tău. Ia, Irodiada, știindu-l că face lucrul acesta, îl ura. Îl ura din calea afară și îi dorea moartea, numai că nu găsea prilejul. Și prilejul s-a găsit. Era ziua de naștere a lui Irod, oaspeți mulți adunați la reședința lui, fiica Irodiadei a dansat destrăbălat, le-a plăcut la oaspeți. Și educația ei era cu semnul întrebării. Și în euforia sărbătorii, Irod, fermecat și el de dansul fiicei Irodiadei, îi zice, cere ce dorește la mine până la jumătate împărăția. Fica, needucată, duhovnicește, destrăbălată și ea s-a dus la maică să o întrebe ce să ceară, ce să ceară. Și ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, intrând îndată cu grabă la rege, i-a zis, așa cum o îndemnase mama ei, să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să o întristeze. Și îndată trimițând regele, un pasnic a poruncit să-i aducă capul. Și acela mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a dus pe tipsie și l-a dat fetei, iar papa l-a dat mamei sale. Și așa,
a căzut capul celui mai mare dintre bărbații născuți din femeie, pentru că Domnul Iisus Hristos așa l-a numit în Evanghelia după Matei. Nu este nici unul dintre cei născuți din femeie mai mare decât Ioan Botezătorul. Celălalt personaj. Ioan Botezătorul. Om sfânt. Puternic și mărturisitor. Chiar dacă se punea problema omorârii lui, n-a tăcut, nu-ți este îngăduit să o ții pe femeia fratelui tău. Și am zis că regele era un om desfrânat, slab și vicios, și la sfatul ticălos pe care i l-a dat Irodiada fiicei sale, a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Acum, în Sfânta Scriptură, cu regele Irod Antipa ne mai întâlnim într-un loc. Era vorba de patimile Domnului Hristos. În Evanghelia după Luca, în capitolul 23, versetele 11 și 12, citim că atunci când Domnul Iisus Hristos era condamnat la moarte, regele Irod era și el în Ierusalim. Nu era la reședința lui. Și vă dau două versete. Irod împreună cu ostașii săi, bajocorindu-l, adică pe Domnul Hristos, și luându-l în râs, l-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare și l-au trimis iarăși la Pilat. Și în ziua aceea Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, că mai înainte erau dușmani între ei. Cu ce preț? L-a bajocorit pe Domnul Iisus Hristos, pe Domnul Domnilor și Stăpânul Stăpânilor. Irod era un rege desfrânat, slab și vicios, iar Ioan, un proroc sfânt, puternic și mărturisitor. Știm că atunci când diverse categorii de oameni veneau la el, la Sfântul Ioan Botezătorul, el îi învăța calea adevărului. Și era un om mărturisitor, nu pleca steagul în fața nimănui. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 3, cum propovăduia Sfântul Ioan Botezătorul. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeia, și toată împrejurimea Iordanului, și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Dar, văzând Ioan pe mulți dintre farisei și saduchei venind la botez, le-a zis: pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți deci roadă vrednică de pocăința voastră. Să nu credeți că puteți zice în voi înși vă: părinte, avem pe Avram, că-și vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiul lui Avram. Iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. N-a cruțat pe nimeni. Nu l-a cruțat nici pe Irod. Nu-ți este îngăduit
să o ții pe femeia fratelui tău, Filip. Nu ți este îngăduit. Acum s-a nimerit ca sărbătoarea în care ne aducem aminte de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul să fie într-o duminică. Ori în duminica aceasta, Evanghelia ne mai pomenește o minune și vei zice ce legătură este între o întâmplare și cealaltă. Este! Pentru că și Evanghelia Sărbători subliniază o problemă foarte importantă, lipsa de educație spirituală a fiicei Irodiade. A întrebat-o pe maica, mama sa, ce se ceară? Și ea, pătimașă, i-a zis, să cer capul lui Ioan Botezătorul. Și am zis că cealaltă Evanghelie, care se referă la duminica de astăzi, ne spune că atunci când Domnul Iisus Hristos a schimbat la față pe muntele Taborului, împreună cu el fiind Petru, Iacob și Ioan, ceilalți 9 ucenici au rămas la poala muntelui. Undată, cu fiul bolnav, cu fiul lunatic, a venit la ei să-l tămăduiască și n-au putut. Și după ce s-a coborât Domnul de pe munte, Tatăl s-a adresat Mântuitorului și Mântuitorul l-a tămăduit. Dar a spus un cuvânt, o neam necredincioasă, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, de când se petrece lucrul acesta? Din copilăria lui. Tragem concluzie că tatăl cu copilul bolnav a venit la Domnul Iisus Hristos atunci când n-a mai găsit altă cale. A venit la Domnul Iisus Hristos. Dar până atunci, Domnul era de 3 ani și jumătate. Și propovăduia și n-a venit Tatăl la Domnul Iisus Hristos. Adică, cu alte cuvinte, Evanghelia vrea să ne învețe că de atunci, de când sunt micuți, copiii trebuie crescuți în frica Domnului. Și nu lăsați ca moravurile îndoielnice sau păcătoase sau triviale să-i cuprindă. Nici atunci, pe când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, și nici acum, în vremurile noastre pe care le vedeți cum sunt. Fiica Irodiadei, în loc să fie învățată, să fie credincioasă, cu minte, dreaptă, a fost învățată de mama ei să ceară capul lui Ioan Botezător. Tatăl cu copilul lunatic a venit la Mântuitorul târziu și totuși Mântuitorul l-a tămăduit. Și am zis că noi tragem o concluzie din cele două întâmplări, și anume că copiii noștri, tinerii noștri, trebuie educați duhovnicește de când sunt mici. Pentru că atunci când vor ajunge mari, va fi mai greu. Familia, biserica și școala au un rol, au o mare datorie față de copii, față de tineri, față de viitorul acestui neam, față de viitorul omenirii. Și de mici trebuie să aduci la biserică. Vedeți dumneavoastră, e religia în școală.
Dar ne-am așteptat ca eficiența orei de religie să fie mult, mult mai mare. Adică familia, cu noi, cu biserica și cu școala, să ne dăm mâna și să-i formăm pe copii. Marele pedagog, Ioan Amos Comenius, pe care l-am mai pomenit, zice, constatând cu amărăciune, ce sunt tinerii bogați și needucați? Niște purceluși îngrășați cu tărețe. Ce sunt copiii sărași și needucați? Niște măgăruși condamnați să ducă poveri. Și ce sunt tinerii frumoși și needucați? Niște păuni împodobiți cu pene. Adică, plecând de la lipsurile pe care le avea în educarea ei fiica Irodiadă, plecând de la faptul că tatăl cu copilul lunatic l-a adus prea târziu la Mântuitorul, noi încercăm să fim oameni cu minte și să înțelegem marele rol pe care are și familia, și biserica, și școala în educarea tinerei generații. Veți spune, frățiile voastre, că lucrul acesta e ușor să-l afirm și e greu de făcut. E adevărat. Dar atât cât ne ajută Dumnezeu, să încercăm să-i educăm pe cei tineri și să facem ca viitorul neamului românesc, viitorul Europei, să fie unul frumos, unul frumos, unul creștin, cu oameni educați și care au preocupări de natură duhovnicească. Așadar, sărbătoarea de astăzi, duminica de astăzi, ne pune în față două personaje contradictorii. Ajutându-ne ca în sufletul nostru să se nască mai mare râvnă pentru a-i educa pe cei tineri. Personajele contradictorii sunt Irod, un rege desfrânat, slab și vicios, iar pe de cealaltă parte, Sfântul Ioan Botezătorul, un proroc sfânt, puternic și mărturisitor. Amin.